În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mergeți mai la adânc și aruncați mrejele voastre ca să pescuiți. Iubiți credincioși, nu pot să încep a vă spune câteva cuvinte despre învățătura pe care Sfinții Părinți au rânduit-o a ne prezenta astăzi, fără să nu mi-aduc aminte că Evanghelia de astăzi a fost ultima mea Evanghelie pe care am citit-o în calitate de diacon în urmă cu 19 ani. Datorită faptului că am fost surprins oarecum că înaltul Lucian, Dumnezeu să-l odihnească, m-a anunțat dimineața la ora 9:30 că mă va hirotoni într-un preot, după 2 ani și jumătate de diaconie, nu am putut să-mi pregătesc oarecum luatul de rămas bun de la diaconie. Și rămăsese ca în acea slujbă să fac două lucruri. Să-mi iau rămas bun de la diaconie și să îmbrățișez preoția, să mi se trimită har peste har, cum zice Sfântul Apostol Pavel. În momentul în care am luat Evanghelia în mână și am mers în amvon, pentru că știți, la catedrală este amvon, și am așezat Evanghelia pe aripile vulturului și am deschis-o, atunci am luat cunoștință că Dumnezeu îmi pregătise pregătirea spre preoție printr-o pildă frumoasă, și anume aceea pe care astăzi Sfinții Părinți au rânduit-o la duminica 18-lea după Rusalii. Și anume, într-una din zile Mântuitorul a văzut două corăbii. Una era a lui Simon Petru și alta a semenilor lui. Și lângă aceste corăbii stăteau cei care le aveau și își dregeau mrejele, spune evanghelistul. Și atunci Mântuitorul le-a poruncit să le apropie de țărm și s-a suit într-una dintre ele, cea care era a lui Petru, și a început să învețe din ea mulțimile. După ce a terminat de învățat mulțimile, a spus: mergeți mai la adânc și aruncați mrejele voastre ca să pescuiți. Și atunci Petru, pentru că era și mai bătrân și pentru că era corabia lui, a avut îndrăzneala și a spus: învățătorule, toată noaptea ne-am străduit și nimic n-am prins, dar după cuvântul tău vom arunca mrejele noastre. Și au mers și și-au aruncat mrejele și, spune Sfântul Evanghelist Luca, nu mai puteau să le tragă de mulțimea peștilor, încât au chemat și pe ceilalți din cealaltă corabie să li se alăture ca să poată să scoată mulțimea peștilor. Văzând așa mulțime de pești, după o noapte de căutări zadarnice, Sfântul Apostol Petru s-a apropiat de Mântuitor și a spus: Doamne, mergi de la mine că sunt păcătos. Și chiar spune Sfântul Evanghelist Luca, pentru că s-a speriat de această mulțime de pești. Și atunci Mântuitorul a venit lângă el și a spus: nu te teme, Simone, fiul lui Iona, căci de acum vei fi pescar de oameni. Iubiți credincioși, acum 19 ani, de-abia am citit această Evanghelie, pentru că una după alta, parcă mă vedeam acolo. Și anume, eu care de multă vreme cerusem ierarhului meu să mă hirotonească într-un preot, de mult vroiam duhovnicie și de multă vreme Părintele Arsenie deja începuse să mă cam dojenească, pentru că îmi cam pierd vremea, așa spunea, și zice: tată, dar tu când începi preoția adevărată? Că ce faci tu acum e așa, numai o slugărnicie, dar trebuie să treci la alea adevărate, la duhovnicie, la spovedanie. Și probabil că datorită rugăciunilor Părintelui, după ani de zile de rugăminți, iată că eram în fața unui ierarh care urma să mă hirotonească, dar eram și în fața unei evanghelii, dar mai ales în fața unui eveniment care vorbea de fapt despre mine. Și anume,
Eu care mă străduisem nu toată noaptea, toată cariera mea să ajung până la momentul chirotoniei, nu făcusem nimic altceva decât să aștept milă dintr-o parte sau dintr-alta. Și după ce am aflat că trebuie să arunc mai la adânc, m-am tulburat și mi-am dat seama că așa se va pune problema de atunci înainte, pentru că următoarea duminică trebuia să slujesc aici, de unul singur, și să scot în fiecare duminică pești, adică hrană duhovnicească pentru cei care mă ascultă. Eram oarecum liniștit până când am citit finalul Evangheliei, acolo în care aflam că nu trebuie să mă tem, pentru că de atunci înainte urma să fiu pescar de oameni. Adică ceea ce făcusem până atunci era exact ceea ce îmi spusese Părintele Arsenie: tată, e un fel de slugărnicie, așa, dar o să te învețe pentru pasul următor. Și din acel moment am luat-o în serios, fraților. Pentru că, de fapt, Mântuitorul, prin acel îndemn, mergeți mai la adânc, ne dezvoltă în mintea noastră adevărata posibilitate omenească. De multe ori noi credem că am ajuns. Credem că dacă am terminat o școală este suficient, credem că dacă ne-am căsătorit este suficient, apoi dacă avem și copii este suficient, dacă am dat vreun copil la casa lui, iar este suficient. Niciodată, copii, nu este suficient. De ce? Pentru că nu am ajuns niciodată mai la adânc. Și dacă îmi permiteți, la acest mai la adânc am să mă opresc câteva momente în ziua de astăzi. Ce înseamnă acest mai la adânc? În primul rând, mai la adânc nu este o descoperire. Mai la adânc există. Marea Tiberiadei era cu o posibilitate mai la adânc și în noaptea în care Sfinții Apostoli pescuiseră, dar merseseră ori prea superficial, cum mergem și noi de fiecare dată, după ce terminăm o școală, credem că gata, nimeni nu mai e ca noi, și pe această suprafață, pe care de altminteri mai pescuiesc și alții, credem că nu mai e loc pentru noi. De ce? Pentru că noi ne uităm numai pe deasupra, adică în latura orizontală. Ne speriem că avem prea mulți colegi. Ne speriem că șeful încurajează pe unul sau pe celălalt de lângă noi și nu pe noi. Ne speriem de orizontală, adică de partea superficială, așa cum învățam noi la fizică în clasa a șasea, cum dacă ținem un ac de cusut cu multă, multă răbdare deasupra unei ape, în partea orizontală, la un moment dat când îi dăm drumul, trebuie să rămână pe deasupra apei. Așa suntem și noi, pe deasupra apei. Ori Mântuitorul ne arată că nu trebuie să intrăm în panică, nici că suntem prea mulți care terminăm anumit gen de școală, nici că suntem prea mulți angajați într-un loc, ci este loc pentru fiecare. Dar fiecare își are locul său. Și dacă vedem așa pe deasupra că suntem prea mulți, trebuie să mergem mai la adânc. Fraților, mai la adânc nu înseamnă să ne schimbăm, cum să zicem acum, jobul, sau să facem al doilea job, sau să facem cine știe ce cursuri ca să ne îmbunătățim cine știe ce posibilități. Posibilitățile există, decât că noi nu le-am exploatat niciodată. Avem posibilități foarte mari, nu trebuie să ne învețe altcineva, ci noi trebuie să deschidem, să avem această înțelepciune de a ne deschide că este loc pentru fiecare. Dacă ne uităm că suntem prea mulți, înseamnă că suntem pe linia orizontală prea mulți. Și dacă coborâm puțin, imediat am trecut la alt palier, am mers mai la adânc și ne-am găsit sensul și rostul vieții noastre. Vă spune, bine, bine, dar cum facem? Păi e foarte simplu. Ceea ce facem, așa la suprafață și pe timpul nopții, cum a spus și Sfântul Apostol Petru, toată noaptea ne-am străduit și nimic n-am prins, trebuie să știm că putem să stăm nu toată noaptea,
toată viața, dacă stăm numai noaptea și dacă stăm numai pe orizontală. Trebuie să mergem mai la adânc, dar nu cu lucruri străine, ci fiecare cu ceea ce a învățat să își adâncească lucrul acela. Înainte de a începe școlile, vă spuneam că odinioară era foarte greu ca să intri într-o nouă treaptă de învățământ. Erau și treapta întâi, treapta a doua. La facultate erau specializări care adunau cam 300-400 de candidați pe un singur loc. Era greu să intri. Și am constatat acum, după ani și ani, că este greu nu să intri, ci să ieși dintr-o anumită facultate. De ce? Pentru că sunt diverse ispite. În primul rând, poți să treci din anul întâi în anul doi numai cu vreo două examene date. Sau chiar niciunul, dacă faci ceva cerere cum trebuie. Și te pomenești în anul 4 că, de fapt, tu ești în anul 4, dar ai niște examene din anul 1 și 2 pe care nu le poți depăși niciodată. Și ce faci? Păi nu-i zici părintelui tău care te-a sponsorizat 4 ani de zile că n-ai trecut în anul 2. Și spui, știi, tată, eu deja am prins gustul și vreau să mă duc la master. Și tu te duci și dai examen la altă facultate, că ți-ai dat seama că pe aia ai ratat-o. 3 ani de zile nu te întreabă tata, că nu știe că sunt numai 3 semestre de master. Și zice că sunt 3 ani. 3 ani nu te întreabă și după aia îți dai seama că și aici te-ai culcat pe ureche, că primul an a zis că merge treaba. Și încet, încet îi spui, știi, tată, cu masterul e mai greu, mai facem încă 3 semestre, una alta, și te zici la altă facultate. Și uite, tot așa, accentul nu mai cade pe început, ci pe sfârșit. Și la lucrul acesta m-am gândit acum vreo 7-8 ani, când tot venea cineva la niște rugăciuni de dezlegare. Și vine fiecare cu necazul lui. Unul pentru căsătorie, altul pentru școală, altul pentru sănătate. Și tot venea unul pentru școală. Și când mă auzea pe mine că îi uram un început bun, așa, ce părinte, cu care e treaba? Zice, eu nu pentru început, mă rog, pentru sfârșit. Vă să zic că nu pentru începutul nopții, ca să plec la pescuit, ca să traducem în limbajul Evangheliei de astăzi, ci pentru a merge mai la adânc. Și mai la adânc, v-am spus, nu înseamnă să facem altceva decât este firescul nostru. Un profesor poate să meargă mai la adânc, investigând mai mult ceea ce este specific lui. Nu toți dascării sunt la fel, după cum nici toți preoții nu sunt la fel, nici toți inginerii nu sunt la fel. Fiecare branșă își are o mulțime de posibilități. O branșă înseamnă așa un lac. Și cei care sunt în branșă au bărcile. Și unii merg așa numai pe suprafață, au și ei o uriță cu 2 metri sub apă și atât, și să miră de ce scot alții de la 20 de metri peștere și ei nu poate să o facă. Pentru că n-au cu ce? Nu. Pentru că nu și-au lungit posibilitatea să aibă cu ce. În orice domeniu trebuie să mergem pe fâșii cât mai înguste. Înainte vreme, mi-aduce aminte, acum vreo 30 de ani, o teză de doctorat se făcea pe o anumită epocă, de exemplu în literatură. Mai acum vreo 15 ani, zice, nu, se face numai pe un singur autor. Ei, acum vreo 2-3 ani, deja începuse dintr-un anumit autor o anumită linie și acum se discută despre o singură operă sau un capitol dintr-o operă dintr-un singur autor. Va să zică, sau cam îngustat lucrurile. De ce? Pentru că această îngustare nu merge pe deasupra, ci merge mai la adânc, exact cum ne învață Mântuitorul. Și revenind la profesorul nostru, poate să meargă mai la adânc în ceea ce face. Să nu mai caute în stânga și în dreapta să aibă o predare expansivă, ci pur și simplu să se concentreze pe ceea ce știe el mai bine. Și dacă își va îngusta preocuparea, va fi căutat exact de cei care au nevoie de culoarul pe care este el pregătit, mai la adânc.
cum ar fi un profesor, de exemplu, de limbă engleză, să înceapă să le prezinte studenților sau copiilor, elevilor pe care îi învață, studierea acestei limbi în comparație cu celelalte limbi de circulație. Să nu se mai apuce cu franceza, că nu mai ține, să se apuce de rusă. Pentru că am fugit noi de limba rusă multă vreme, dar încet, încet, dacă vă duceți prin toată lumea aceasta, să știți că limba rusă o auziți în difuzoarele urechilor dumneavoastră, pentru că este cea mai răspândită. Probabil că acolo, în limba asta, se fac afacerile. Eu am crezut că dacă am auzit în Turcia limba rusă, e suficient, dar am început să aud la Paris din ce în ce mai tare limba rusă. Nu că nu mă sperii de nimic. Am auzit și la Dubai tot limba rusă. Înseamnă că trebuie, dacă sunt profesor, să prezint aceste lucruri. Acesta este mai la adâncul de care ne vorbește Mântuitorul în Evanghelia de astăzi. Nu trebuie să prezentăm lucruri așa pe de față. Am 2-3 manuale pe care tot le știu de 40 de ani și sunt încă în top. Trebuie să mergem mai la adânc. Atunci când eram mic și vedeam în biblioteca școlii niște cărți al căror titlu nu îl înțelegeam și scria limba engleză fără profesor. Bă, frate, să fie bă, o limbă străină fără profesor, așa, parcă e un câine dezlegat și ai pretenție că este dresat. Sau limba spaniolă fără profesor. Păi mă, fraților, dar până nu îți prezintă cineva, e adevărat, partea asta autodidactă, e ceva, dar nu te duce mai departe. Trebuie să ai încredere în cineva care se ducă mai la adânc, așa, pe suprafață. Știm așa engleză de aia cu care să vorbim cu barmanii care nu sunt în țara lor, barma, așa mai departe, asta nu trebuie să ne încânte. Trebuie să mergem mai la adânc. Fraților, a merge mai la adânc nu înseamnă mai departe de noi. Mântuitorul nu le-a spus, bă, dacă ați avea barca asta pe Marea Roșie, v-aș arăta altceva. Nu, erau pe lacul Genizaret, acolo le-a zis să meargă mai la adânc. Și nici nu le-a zis, mergeți mai departe. Nu, mai la adânc. Adică exact acolo unde sunt, Mântuitorul vrea ca și noi să înțelegem că nu vrea lucruri extraordinare de la noi, ci lucrurile cele mai firești. Adică așa cam cât apuci cu mâna. Dar ori ți-e teamă, ori ești comod și nu întinzi mâna prea tare, ori ai tot felul de păreri, zici că parcă e mai aproape de celălalt și dacă întinde la mâna, dacă întinde la mâna, apucă tu primul. De exemplu, eu când mă duc la o stare de bloc și e câte un lift, întotdeauna am o problemă. Mă gândesc dacă liftul este la parter, ce ar trebui să fac eu? Să apăs pe buton ca să-l țin sau pur și simplu să deschid ușa? Și întotdeauna găsesc mai nimerit să deschid ușa. Pentru că dacă apasă altul până când vine semnalul, eu i-am deschis ușa și degeaba apasă. Așa se întâmplă și cu mergerea mai la adânc. Trebuie să știm ce pași trebuie să facem întâi. În primul rând, nu și-au pus problema ce înseamnă mai la adânc, putem, nu putem. Imediat au spus, Doamne, uite care e treaba, noi am făcut până acum ce ne-ai zis, dar pentru cuvântul tău merge mai la adânc. Adică în momentul în care primești informația, nu trebuie să o mai treci prin filtrul tău. Dacă ea vine clar, ai și plecat. Pentru că diferența între oameni o face tocmai timpul de reacție. Au avut un timp de reacție foarte important. Nu au stat pe gânduri și așa trebuie să învățăm și noi. Când ni se spune du-te încolo sau încolo, imediat am plecat. Poate că pe cale ne mai gândim, mai luăm pe cineva, mai chemăm pe cineva. Uite că atunci când au ajuns și au văzut că e mulțime multă de pești, le-au făcut semn celorlalți din corabie. Veniți și voi că ne scufundăm. Că vedeți, prea mult bine iar prezintă o problemă. Dacă s-ar fi calicit pe românește, să zicem așa, pe de-a dreptul, și ar fi tras mulțimea de pești numai într-o singură corabie, s-ar fi scufundat cu corabie cu tot. Înseamnă de aici alt lucru. Trebuie să fim cumpătați. Și când găsim filonul de aur, să chemăm și pe ceilalți. Pentru că acel filon s-ar putea
să ne tragă la fund, să ne tragă în jos, astfel încât să nu mai fim în stare să ieșim niciodată la suprafață. Și ce facem? Rămânem așa cu aurul, cu tot, în mijlocul pământului, că mergem mai la adânc? Nu trebuie să facem nici asta. Iubiți credincioși, noi avem păreri diferite față de noi înșine, vis-a-vis de ceea ce știe Dumnezeu despre noi. Și pentru a vă introduce puțin în această atmosferă, vreau să vă spun că odată se spune că un electrician bun, auto, cam pe la vreo 38 de ani a murit, pur și simplu, subit. Și știți că de murit se moare foarte ușor. Mai ales când te ajută cineva, te ajută stresul, un altul, se moare foarte ușor. Și el la vârsta aia, când a ajuns în împărăția de dincolo, bineînțeles că a ajuns supărat. Pe cine supăra? Pe Dumnezeu. Păi cum să-l ia pe el la vârsta asta? Și imediat a făcut o cerere de audiență și s-a aprobat. Să ajungă să-l întrebe pe Dumnezeu, adică pe românește să-l ia de guler puțin, cum adică la 38 de ani să moară el. Și Dumnezeu a venit foarte blând și a zis, da, care e problema? Și păi, Doamne, eu, care aveam meseria în mână și vorba aia, căutat de oameni și vârsta asta, 38 de ani, cum? Păi la 38 de ani e o vârstă la care un om să-și încheie cariera. A, zice, nu cred că e așa, nu cred că am făcut eu greșeala asta. Dar hai să aducem catastifele. Și a trimis după catastife și i le-a deschis și a zis, stai așa puțin, că după orele pe care le văd eu aici, notate de dumneata în fișele clienților cărora le-ai luat bani pe oră, ar trebui să ai peste 150 de ani. Asta zic că noi nu suntem în stare să ne autoevaluăm și greșim. Dacă am întoarce puțin situația și am întrebat pe cineva care are un anumit salariu, măi nene, mata știi că salariul mata înseamnă câteva salarii minime pe economie, te-ai gândit vreodată că în 10 ani ai acumulat vreo 40? Dacă nu știi ce să faci cu ei, s-ar putea ca aceștia să fie pe catastifele alea. Și când zici tu că ai nu știu ce vârstă, zice Dumnezeu că ai altă vârstă. Dacă vom gândi așa, să știți că ne va fi mult mai simplu. Vom fi mai responsabili cu ceea ce facem, nu ne vom mai văieta și vom merge mai la adânc, pentru că acesta este mesajul zilei de astăzi. Mergând spre casele noastre să ne gândim ce înseamnă mai la adânc. Și vom găsi atâtea lucruri, dintre cele pe care le-am făcut, sau credem noi că le-am făcut, numai așa la suprafață. Un singur lucru pe care l-am făcut la suprafață, dacă îl investigăm și îl facem mai la adânc, acela ne va aduce salvarea noastră, pentru că să nu uităm, și apostolii erau supărați, își dregeau ei mrejele, dar o făceau cu supărare, dar au fost ascultători totuși când Mântuitorul le-a zis, mergeți mai la adânc. Așa suntem și noi, mai bombănim așa, mai zice, mai... Dar atunci când am primit mesajul, trebuie să știm ce înseamnă să mergem mai la adânc. Și v-am spus că mai la adânc nu înseamnă mai departe de noi, ci înseamnă în cele ale noastre. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să vedem adâncimea lucrurilor pe care ni le-a dat să le împlinim, pentru că de suprafață, superficial, este plin pământul. Dar de adâncim trebuie să ne îngrijim noi. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.